criminal ești! Din păcate, justiția te iartă! Dar noi nu te iertăm, criminalule! Niciodată! Doamnelor și domnilor, ce vedeți în aceste momente sunt imagini din fața casei în care locuiește fostul președinte al României, Ion Iliescu, care împlinește astăzi 93 de ani. Este o aniversare cu scandal, vedeți acolo, pentru că, deși nu a mai avut nicio apariție publică de aproape 6 ani, fostul președinte a avut la poarta sa în ultima perioadă, în ultimii ani, în fiecare moment, astfel de moment important, protestatari, protestatarul Ceaușescu, vedeți, deja devenit celebru acolo. Colega mea, Marina Cioacă, în direct cu noi de acolo, de la poarta lui Ion Iliescu, ne spune ce se întâmplă concret, Marina. Bună ziua, bine v-am găsit. Au ajuns aici acasă la Ion Iliescu chiar de ziua lui doi protestatari în frunte cu Marian Ceaușescu, care și-a făcut un obicei ca de fiecare dată când este ziua lui Ion Iliescu să vină aici în fața casei lui, spune el, pentru că îl consideră pe Ion Iliescu vinovat pentru crimele de la Revoluție. Astăzi a venit Marian Ceaușescu cu o bufniță cu trei trandafiri, spunea el, un cadou pentru Ion Iliescu, pe care ea a agățat-o în gard și a spus că i-o va lăsa aici. Însă a venit și o candelă, a aprins această candelă, spunea el, în memoria oamenilor care au murit la Revoluție, dar și o sticlă în care se găsea un lichid roșu, iar Marian Ceaușescu susține că acesta este sângele victimelor de la Revoluție. Are acesta și o pancardă cu Ion Iliescu, după cum puteți observa în imagini. Continuă acesta să facă circ, așa cum ne-a obișnuit până la urmă. Deci, are dată, obișnuiește să vină aici în fața lui... Obișnuiește să vină aici în fața lui casei a lui Ion Iliescu. A venit și de 1 ianuarie, costumat atunci în moartea cu coasta, spunea el... În gard. Vreau să-i pun în gard să vadă ăsta, am să-i las lui în gard să vadă cine îi urează la mulți ani, ca să nu uite că noi nu uităm de crimele lui. Astăzi, foarte mulți lingăi de-a lui i-au adus elogii, cum o făceau înainte. Eu punem aici, în gard, ca să știe că el își serbează ziua 93 de ani, iar victimele lui, urmașii celor omorâți de el, plâng, 34 de ani, uitați acest criminal, cu cuveaua îi va cânta de acum în Molière. Domnul Daniel Savu, fost parlamentar PSD, a rămas alături de noi. În continuare, domnule Savu, cum vedeți ce se întâmplă la poarta lui Ion Iliescu într-o zi importantă pentru fostul președinte al României, gestul lui Marian Ceaușescu, urarea aceasta, între ghilimele, pe care o face protestatarul? Este un circ de prost gust pe care acest om îl face, dar nu îl face dezinteresat, pentru că primește foarte mult bani pentru toate postările care le face. Îi sunt recompensate aceste așa zise merite. După cum vedeți, nu mai e nimeni care să facă așa ceva. M-a uimit că acest om n-a avut niciun fel de reacție să ducă să protesteze cu canalul Vâstrue, la guvernarea USR, când era o catastrofă. România n-a avut niciun, ba mai mult am văzut că îl încuraja pe domnul Năstui să vorbească. Deci el are o componentă politică importantă în ceea ce face. Nu trebuie luat în seamă. Devine un element așa, obișnuit. Mulțumesc foarte mult și vedeți, doamnelor și domnilor, în continuare imagini de acolo, din fața casei fostului președinte Ion Iliescu, care împlinește 93 de ani. Vom reveni cu imagini în direct și vom vedea ce se mai întâmplă pe parcursul zilei acolo.